Primarul municipiului Râmnicu Sărat le transmite tuturor șefilor de instituții să intensifice dezinfectarea spațiilor în care lucrează și cere respectarea măsurilor impuse de pandemie. Sunt de foarte atenți la ceea ce se întâmplă la nivel național, la nivel județean. Avem noi înșine la nivel local ședințe periodice ale Comitetului Local pentru situații de urgență și ori de câte ori considerăm că este necesar să luăm o măsură în plus. La momentul acesta, indicele de infectare este de 2,62, un indice mic în raport cu ceea ce se întâmplă la nivelul întregii țări, dar care ne pune ceva semne de întrebare. Fac apel pe această cale la râmniceni să continuă să mențină această atitudine în raport cu pericolul pe care îl reprezintă infecția cu COVID și să poarte mască atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise, după cum am primit ordine prin hotărârea de guvern. Sunt mulțumit de modul în care râmnicenii răspund în general la aceste măsuri. Le mulțumesc. Cum spuneam, gradul de infectare reflectă, să spunem, atitudinea corectă pe care o au și îi rog ca și pe viitor să facă același lucru. De asemenea, fac apel la toți conducătorii de instituții, atât publice cât și societăți, să intensifice procesul de dezinfecție a spațiilor, în așa fel încât și menținerea regulilor în spațiile închise, în așa fel încât să nu apară focare. Pot să informez de asemenea pe râmniceni că transportul urban de călători, serviciul pe care îl avem în subordine, are asigurate toate condițiile pentru a se menține în funcțiune. Dezinfecții la fiecare cursă, de asemenea de 2 ori pe zi cu firmă specializată, se menține pe toată durata deplasării portul măștii, atât de către conducătorul auto, cât și de către călători, ceea ce înseamnă că avem stabilite proceduri foarte clare și sper să se și respecte în toate situațiile. Trebuie să ne învățăm, am spus de multe ori, o repet, trebuie să ne învățăm să trăim cu acest virus, acest pericol, dar să nu încetăm să trăim în fiecare zi intens, făcându-ne treaba atât la serviciu, cât și în gospodărie. Dacă vom fi responsabili, cu siguranță Râmnicu va fi una dintre localitățile unde nu vom avea situații deosebite. Vă informez pe această cale că, din păcate, în Spitalul Municipal numărul de pacienți este din ce în ce mai mare. Nu sunt mulți pacienți din oraș, din zona limitrofă, dar, cum bine știți, prin Comitetul Național se aduc pacienți astăzi din toate zonele țării, acolo de unde presiunea este foarte mare. Iarăși trebuie să înțelegeți că nu mai decidem de mult noi ceea ce se întâmplă în Spitalul Municipal, nici măcar medicii primesc instrucțiuni de la Ministerul Sănătății și de la Direcția de Sănătate Publică, dar la momentul acesta facem tot ce putem, atât noi cât și personalul din Spitalul Municipal, ca serviciile de sănătate prin Policlinica Municipală, prin ambulatorul de specialitate, să fie asigurate în continuare râmnicenilor în condițiile pe care, să spunem, această pandemie aceste condiții sunt impuse.